Băi, azi vedem lucruri scumpe strivite de o presă hidraulică, la fel cum îmi striviți voi mie inima dacă nu vă abonați la canal și apăsați pe clopoțel, pentru că ați șansa de a deveni una moartea zile, la fel ca frumosul ăsta de aici. Și noi să sărim, tată, în clip. Avem băiatul ăsta de aici, Hydraulic Press Channel, care, mamă, nu pot să cred că strivește cu presa hidraulică un glonte de AK-47, un glonț, nu un glonte, nu știu unde mi-a venit un glonte, un glonț de AK, băi, cum îl face? Zici că e gelatină. Băi, jine, mamă, uită-te cum l-a făcut, l-a și strivit, a ieșit din el, nu știu ce a ieșit de acolo, oțelul sau ce a ieșit, da. Băi, gândiți-vă că gen un glonț de ăla e făcut din materiale de alea tari ca să nu se spargă așa oricum și prin presa hidraulică îl strivește efectiv, bam, efectiv, ați văzut și voi cum îl face, ceea ce e ireal. Gândiți-vă dacă îmi pun eu degetul ăsta aici cum îl face, vă dați seama cum îl face, cum îl face direct gumă, nu gumă de șters, gumă nici măcar Orbit, gumă hubabuba de aia de o bagi în gură, se face direct toată mestecabilă în 2 secunde. Nu, ce asta, gen solid glass ball. Mamă, e un de ce nu se sparge? De ce se sparge așa greu, Vene? Gen, cu metre, de ce se sparge așa greu? E plin de sticlă? Ah, ok, și-a explodat. Aoleo! Aoleo, vărule! Mamă, ești nebun? Un dăla imens de sticlă. Mamă, toporul! Vreau să o văd pe asta, ia vezi cum îl strivește, ia vezi cum îl tri... Păi cum îl face direct! Ești... Pleacă-mă de aici, pleacă-mă de aici, mă, îmi pun și eu mâna, că nu mai pot, îmi pun și eu mâna, că nu mai pot. Deci nu se mai poate, așa ceva, uite-l și cum îl face. Băi, cu metre, uite-te și tu, îl îndoaie, doar atâta poate, păi strivește-l, mă, de tot. Dar vă dați seama cât de tare e și atâta a putut să-l facă, nu pot să cred. Cât de tare e, băi, ești nebun? Cât de tare e și toporul ăla, veri, adică zici nebun, a dat ăla cu dita mai putere și doar atâta s-a întâmplat, ești prost. Ia vezi cu roata de mașină, efectiv, vere, care alea aduc o grămadă, o grămadă, o grămadă. Uite-te cum o face, uite-te cum o face momentan, e cauciucul, a spart cauciucul și acum trece la fier, cum ar veni, la, mamă, la jantă. A distrus, a făcut-o direct burete, ești nebun. Na, s-a dus, tată, ești nebun, uite-te și tu cum a făcut-o. Alta, stai că o schimbă, stai că o schimbă, mare atenție. Sau asta e din spate, gen, cred că asta e din spate, gen, uite cum o face, efectiv e ciuciu, mă. Uite-te cum o strivește, bam, 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 și o rupe imediat. Hai să vedeți cum o face, uite-te și tu. Mamă, băi, tată, direct fisură i-a dat. Mamă, vere, versus un dinte real, asta e o măsea, efectiv, au luat măseaua și strivesc măseaua, vere. Vere, mă întreb și eu, nu le-a fost de ăștia, puțin, așa, scârbă gen să ia direct dinte real, băi, cu metre. Măsea reală, mare atenție, măsea reală. Hai să vedem, nu pot să, pleacă-mă de aici. Pleacă, mamă, vere, băi, cu metre. Ia, uite, mamă, cât duce, uite cât duce, 100 de chile, 125 de kg, 130 de chile, 140 de chile, bă, voi vă dați seama ce dinți puternici avem, 170, 180, 185, 190, băi, cu metre, 200 de chile, 200 de chile se lasă pe dintele ăla, nu pot să cred. Pleacă de aici. Cu metre nu se sparge dintele. 600 de kg deja începe să se spargă. Mamă, uite-te cum sare, uite-te cum sare, deja s-a dus. Ia vezi versus lacă. De acum încolo când vreau să mai fur și eu o bicicletă. Eu și voi știți că eu cu astea mă ocup, fur biciclete. Eu și cu glumesc, bineînțeles că glumesc. Dacă nu mai vrea cineva să fure o bicicletă, veniți direct cu preza hidraulică și spargeți lacă. Tu ca așa se face. Uite și tu. A, uite și tu, mă face vraiște. Vraiște, daună totală, l-a făcut, l-a rupt. Așa o să fac. Bine de știut. De acum încolo vin cu preza hidraulică, că e bine așa. Ia vezi minge de bowling. Pleacă-mă de aici. Pleacă de aici cu mingea de bowling. Uite cât a pus, 7 tone, 8 tone presiune. Băi, ești nebun și nu o distruge. Acum a distrus-o, uite-te cum a distrus-o. Bam, dintr-o dată vraiște. Uite-te și tu, dauna, bam, bam. Mai apasă puțin și ciao. Direct sare tot, s-a terminat șmecheria. Ia, ta, ta, sunege pe România. Dar uite-te ce are în ea. Ce-i chestia albă de în ea, mă? Sau e goală, gen pe dinăuntru? A, nu e goală pe dinăuntru, sau? Ba nu, nu e goală, e făcută din ceva dinăuntru. Dar îți dai seama că e greu rău să o spargi. Ia vezi și că papuși de protecție, gen papuși de aia de sunt făcuți să nu se strivească. Uite, mamă, dar uite-te ce papuci, vere. Că sunt 1660 de kg pe el și nu se lasă. 2000 de kg pe el și nu se lasă. Voi vedeți că nu cedează, îți dai seama ce Adidas? Băi, las-o încolo, dar Adidas de ăștia mi-au și-o cici, mi-a stat bine, auziți-au, viceam în cap așa. Un tech fleece sport, jos niște pantaloni de training și în picioare ăia. Cici, merg cu ei, mă duc cu ei, fac un outfit frumos de școală de prima zi, dau și o lovitura, combin și eu niște femei ceva cu outfitul ăsta. Băi, las-o încolo, uită-te și tu efectiv, fleacă-mă de aici, fleacă-mă.
Păi ești nebun, deci a cedat de-abia la 9 tone, nu, la 4 tone, la 4 tone l-a strivit, vere, la 4 tone, adică, tu dai seama că dacă spică, dacă te calcă mașina peste picior cu ăștia, nu pățești nimic, pentru că nu cred că are o mașină chiar atâtea tone, gen, depinde, acum depinde, una mai ușoară, așa că, dacă te calcă una mai normală, mai ca așa, da, îți dai seama, dacă te calcă un Ford Fiesta de ăla, nu cred că, cred că nu pățești nimic, sincer. Hai să-i presă hidraulică versus figurină de asta, de jucărie, cum ar veni, da, săracul Curtoa, uite-l cum îl face, băi, băi, uitați-vă la săracul Curtoa, parcă mai nu zâmbet pe buze, că vedeți, e figurina asta, mini figurina cu fotbalist, cred că e din plastic făcută. Mamă, ce milă mi-e de săracul Curtoa, cred că-l face foaie de aia, știi cum sunt foile alea de te pui la test și scrii pe ele? Așa cred că-l face și pe ăsta, de o iau frumos și o fac foaie, o pun de scris la test, nu știu ce face cu ea. Dar vă zic eu că așa e, stați să vedeți. Să-mi ziceți voi mie cuțu dacă nu se întâmplă așa. Uitați-l efectiv cum l-a făcut pe săracul Curtoa. Curtoa! No, Curtoa, băi, și bă, uită-te. Doamne! Doamne, vere, nu mă pot uita, doamne, săracul Curtoa. Săracul Curtoa, te-ai dus Curtoa asta, ai avut și tu un... Mamă, și acum aici, băieți, o să se lase cu plânsete. Vere, nu-mi zi tu mie că ăsta bagă iPhone-ul, efectiv iPhone-ul, la presă hidraulică. Că mă ridic și plec. Mă ridic și plec că nu mai am nimic de făcut în viață și am văzut prea multe pe planeta asta ca să fie așa. Nu, deci nu... Nu mai zic nimic, uite, merge, iPhone-ul ne dovedește că merge și începe. Începe măcelul, fraților, nu mai vreau să văd. Nu mă mai pot uita, vă rog frumos, cineva să... omul ăsta merită băgat la pușcărie pentru ce face, uite de aici tu ce face. Băi, nesimțitule, băi, dă-mi-l mie ăla, mă, adevărat, că mă duc în târg cu el, îl vând la cât? Hai, zicem că nu iau mult pe el, da, iau 1000 de lei, iau cu oricând, oricum. Haide, mă, cu metre. Sau îl trimit la băieții de la flip.ro, iau vreo 13 bețe pe la. Haide, mă, cu metre, nu mai fiți așa, vă rog, eu să vă trăiască vouă. Băi, vere, nu mă pot uita să-mi pună cineva mâna la ochi. Asta mi-am pus-o eu deja. Doamne, bă. Doamne! No, nu mă pot. Băi, vere, nu mai vreau să văd așa ceva. Opriți videoclipul ăsta. Vă rog eu frumos, opriți măcelul, că nu mai vreau. Nu mai vreau. Deci efectiv chiar simt că nu mai pot să mă uit cum se. Uitați-vă la săracul Apple, la semnul ăla Apple, la mărul ăla cum arată, vere. Sunt profund dezamăgit. Gen profund dezamăgit. No, nu mai vreau, no, stop, săracu, vreau să văd cum arată la final de tot. Tua, mamă, no. Ia vezi și tu, direct versus mini oreuri, de-astea bagă la presă hidraulică. Dă-i seama că le face vraiște, le face test direct, nebune, n-ai nicio șansă, dai tu seama, uite-te, ia. Fă talentul vărul, uite-te și tu, le face instant, dai seama că aceea sună slow motion, că el când apasă instant, uite-te cât de linear se duce, vezi că linear nu cauze că apasă toată forța dintr-o parte de sus și nu se mică pe toată parte. Da, e foarte, foarte interesant. Oprim aici videoclipul, solo, eu am fost matey, vă pup, mă înțelege.